Potrivit ultimelor date, peste 90% dintre tinerii care finalizează cursuri de licență sau master la Universitatea Politehnică Timișoara sunt angajați. Cei mai căutați sunt absolvenții de la automatică și calculatoare, a căror rată de angajabilitate este de 95%. Urmează facultățile de management în producție și transporturi și cea de construcții. Tinerii care au terminat studiile aici sunt angajați în proporție de 90%. Dar și inginerii de la Facultatea de Mecanică sau de la Inginerie Electrică și Energetică sunt căutați de companii. Peste 85% dintre ei au un loc de muncă. Perioada care a crescut cu 10% față de acum 2 ani de zile, când era perioada pandemică și atunci au fost niște probleme legate de angajări. Oricum, de la 80, când vorbim de rate de peste 80%, cum în cazul acesta 90%, practic vorbim cam de toți absolvenții, pentru că mai sunt absolvenți care poate au un PFA sau poate lucrează ca pentru o companie din străinătate, care nu se regăsesc în bazele de date din sistemul românesc. Datele studiului sunt susținute și de companii. În cea mai mare companie de automotive din vestul țării, peste jumătate din angajați sunt absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara. Peste 50% dintre colegii mei care lucrează în centrul de inginerie de aici sunt absolvenți a Universității Politehnica din Timișoara. Vorbim aici, bineînțeles, despre diferite generații. Avem colegi care s-au angajat în urmă cu 15 ani, probabil, unii care au terminat anul trecut și acum lucrează în cadrul companiei pentru a pune viitorul în mișcare. Așadar, numai în această multinațională, aproximativ 2500 de angajați au finalizat studiile la UPT, iar facultatea i-a croit pentru carierele lor. Cât de important a fost pentru tine faptul că ai terminat Politehnica în procesul de angajare? A fost un factor foarte important, deoarece, după cum bine știm cu toții, nu putem să ajungem într-un loc de muncă fără să avem măcar niște cunoștințe de bază asupra ceea ce vrem să lucrăm. Datorită Politehnicii am descoperit această pasiune pentru partea de graphic design, unde lucrez în momentul actual, o foarte mare pasiune pe care, dacă nu activam în cadrul facultății, nu cred că aveam această șansă. A fost foarte important, chiar și în CV, dacă apare Politehnică, te simți mândru și crezi că ai șanse foarte mari să fii angajat. Și nu doar atât, Politehnica nu înseamnă doar cunoștințe, înseamnă mai mult de atât, înseamnă valori, bune maniere și principii morale. Însă Universitatea Politehnică Timișoara nu specializează tinerii doar în domeniul tehnic. De pe băncile facultăților ies și buni comunicatori. Eu am terminat Facultatea de Științele Comunicării pe specializarea comunicare și relații publice și am reușit să îmi găsesc un loc de muncă în comunicare. Majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat în facultate reușesc să le aplic în cadrul activității mele în companie. De asemenea, nu doar absolvenții Universității Politehnica Timișoara sunt căutați de angajatori. Mulți dintre studenți se angajează în domeniul în care studiază chiar din timpul facultăților.